Cred că mi-a sărit ceva din gură în timp ce vorbeam. Salutare lume și bine ați venit la un nou clip. Nu cred că e skate vlog, trebuie să mă gândesc ce denumire îi pun. Dar bine ați venit la un nou clip. Știu, n-am mai postat de mult, dar este foarte greu să postezi des, mai ales când trebuie să dai și pe skate, trebuie să te antrenezi, trebuie să ai grijă de un skate shop. Nu este atât de ușor, chiar nu este atât de ușor. Mi-a plăcut să fie, cum erau acum vreo 10 ani de zile când postam pe stadina skate-uri non-stop, dar din păcate cu toții creștem și nu mai este cum a fost odată. Și nici nu facem bani din treaba asta, să zicem că am fi făcut o grămadă de bani din YouTube, dar nu este cazul. În fine, detalii. Ideea este felul următor. Avem pe Alexandru Știrbu în vizită pe la noi prin Slatina. Salutare! A venit tocmai de la București. frumos. Păi și da, am zis să filmez puțin, să vedeți că încă sunt în viață, încă vreau să postez. Am interesul ăsta, numai că au fost niște lucruri în viața mea care m-au cam oprit un pic din a posta mai des. Dar nu e problemă, încerc să revin. Dar Alexandru Știrbu este aici cu noi în Slatina. Păi da. Ne-a vizitat, a venit să stea, să se distreze cu noi și să ne arate câteva tricuri. Ce, da, deci băgăm ceva tricuri faine astăzi? Băgăm, că am luat și o bacul, l-am scăpat de el acum, gata, a luat bacul, bravo luat omul bacul. Meu, bravo, așa. Skaterii sunt, fii skaterii se țin de treabă, ca să știți. Da, este și Riana aici prezentă și cu Danny Boy. Dar noi ne vom concentra pe acest individ, că pe ei doi i-ați tot văzut în clipurile anterioare, dar okay. pe maestru aici, pe nu maestru Shaolin. Nu toți skaterii sunt golani, skater cu bac. Așa, ce vreau să zic, o să ne pregătim, bineînțeles, uh-huh, și pentru Brandenburg, campionatul european de freestyle skateboarding, ce se va ține lângă Berlin pe 4, a luat țânțarul, pe 4 octombrie în Germania, pe 4 octombrie, da, așa că avem destul timp la dispoziție și cred că Alexandru o să facă un show frumos acolo. Mai furăm un trick 2, mai băgăm la nemți acolo, exact, să fie exact. Treaba cum trebuie, să punem România. Să fie România ca acolo la carte, păi, da. Haideți să-i dăm drumul. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go. Throw shade, that's a no. Go high, go low. Like spinning in a 6-4-4. Cash money like 504. Bravo, frate, bravo! Ala e! Cam atât, pentru că nu vreau să fac un clip foarte lung de skate, vreau să țină surprizele pentru el, pentru campionatul din Germania. Vreau să fac acest clipuleț puțin mai social, să vorbim puțin mai mult. Zic, ar fi bine. Ce zici, Știrbule? Să facem un pic mai social, păi, da, așa, că și-a nu mai vadă n-am și vorbit lumea, exact. Oh, el Mexico, a venit și Mexic. A trecut salut granița de la americani. Salută și tu, salută și tu lumea aici. Felicită toată lumea, salutare. Direct. Facem un clip puțin mai diferit, mai social un pic, știi, mai vorbim. Pentru toată lumea, pentru toată cerințele, lumea. Nu? Da, exact, frate, exact. Mai social. Ne auzim mai lumea. Toată lumea întreabă când postează Marius, dar nimeni n-a întrebat cum se simte Marius. Ați văzut că v-am prins, bă, stați cu minți. E ok, totul este în regulă. Numai că, na, cum spuneam, când crești mai mare, nu prea mai ai așa mult timp de skate. Chestiune, cum erau pe vremurile bune. Da. Personalul nu prea. Ia să vedem, suntem în focus aici, ia să vedem. A, nu cred că suntem atât de în focus. Uite, acum, acum ala suntem, ala acum suntem în focus. Focusul ăla la Blanau, ia să vedem cine e aici. Riana. Ce faci, Riana? Stau. Stai? Și nu te mănâncă țânțarii? Că peste tot? Nu, deloc, uite. Te-au rupt. Mamă, băi, mamă. Dani! Nu ești. Nu mai are, el are spray din ăsta de țânțari, știi? Plânge după gagică. Autan. Ce face? Plânge după gagică sa? Da, că s-a despărțit de ea. Am înțeles. Salut. Salut, domnul. Uite, avem și un biker pe aici, prin zonă. Pe ăla, mă, cum? Cum cheamă pe blondul ăla din Lord of Dogtown? Fot frumos? Nu, mă! Cum cheamă? Nu știu, frate, nu știu. Ăla, mă, de are pe alta, mă. Stacy Peralta? Da, mă, Stacy Peralta, da, frate, Stacy. Stacy are părul lui Stacy Peralta. Stacy Peralta. Hai să vedem cine mai e pe aici. Avem un bebe mic ce alergă. Salutare lume, Bianca. Mai este niște lume aici, salutare.
Ce faci, Bianca? Fac balonașe. Balonașe? Mm-hmm. Ce e ăla? Ia, a! Nu mai vreau. Nu mai merge. Ce e cu tricoul la Thrasher pe tine? Ești pauzăriță? L-am căpătat și eu. Zic că, așa zice lumea, dacă nu te dai pe skate și porți Thrasher, n-ai voie. Ce părere ai despre treaba asta? Aia, sunt pauzăriță. Cum mă simt? Că știi că stai cu o pozăriță. Mă simt foarte bine. Ți-e bine? Da. Okay. Îmi iau copyright de aici de la voi. Îmi iau copyright de aici, la voi de la noi. Cu melodia asta ta. Îmi iau copyright de la bunicu Naya Bingi. N-are nimic, n-are nimic. Treaba asta de vlogger este muncă grea, frate. Trebuie să vii cu idei, trebuie să vii cu tot felul de chestii. Acum n-am nicio idee ce să filmez. Am zis că fac clipul ăsta puțin mai social, dar nici nu știu cum să-l fac mai social. Oricum, probabil că o să fie mai scurt. Mai filmat cumva degeaba? Nu știu. Placa Arianei s-a cam distrus. E varză, edgy cravată. De la, așa se face treaba, de la prea multă muncă, înțelegeți voi? Ce? Mai mulți o copii. Da, păi tu, pe bune, s-a dat ca lumea pe ea, s-a dat intens pe ea până s-a dus dracu. Ha? Pe și figuri. Așa, încă o chestie ce am observat e că filmez în 4K 60 de frame pe secundă, deși nu era intenția mea asta, dar acum dacă tot am făcut tot clipul ăsta așa... Dacă avem calitate, trebuie să dacă folosim, avem calitate, nu? Stai să fac focusul ăsta, urăsc focus manual. Ce bine era cu Canon-ul ăla, dar nu filma clar. Trebuie să nu avea 4K. Aici, da, dacă te uiți acolo, să uită ochii. Da, 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 și după mă înjură. Dar știi, am văzut că unii fac o tactică și pun ochelari de soare, știi? Tactica e să nu mai ai flip screen. Dar sau problema este că de soare, nu poți să faci setările. Nu se mai vede în ce parte te uiți. Da, sau faci așa. Și nu te mai uiți la asta. Salutare, mă numesc Știrbu Alexandru Valentin și îmi caut iubită. Contactați-mă. Da. Pe Instagram. Pe Instagram, pe tot ce vrei. Dacă să vină până Slatina, până în București, facem noi. Am și permis. M-au rupt țânțarii. Și uite că mai există și un street skater din când în când. Aleluia, Doamne ferește. Am crezut că sunt... No, sunt pe cale de dispariție, frate. Specia asta de skateri la noi în Slatina sunt pe cale de dispariție. Păi, ia, trebuie să protejați. Fakey 540 bixuri. Și asta, nu? Și nu dau front shaved first try. Front shaved, l-am făcut că l-am bătut la 4-1 mi se pare. Da? Da, i-am dat fakey front side flip. Ia uite. Ia uite. Wow, freestyle. Ce zici de domnișorul ăsta? E foarte sketchy. Oh, ce zici? Na, ce zici de treaba asta? Hai zice. Foarte spurcă. Yo, deci kick. Yo, de numai, te dă numai cu street-ul, ai văzut? Da. L-a păsat pe ăia. Și că poți să-l dă unde să ați adus, a plecat. Nebunică! No. În concluzie, voi închide acest clipuleț acum pentru că chiar n-am idei, nu știu, trebuie să vin la voi cu ceva mai original. Trebuie să vin la voi cu ceva fresh, ceva tare, că dacă tot postez atât de rar, trebuie să postez măcar ceva mai fain. Știți ce zic? O să revin. V-am pupat, nu uitați de a subscribe, like, share, nu știu dacă mai funcționează treaba asta în 2019, nu mai dă nici dracu share în 2019, dar aș aprecia dacă ați face treaba asta. Oricum, dați subscribe și apăsați pe clopoțel. E suficient pentru mine. V-am pupat!